Suntem în seria după o mică pauză. În seria aceasta minunată, care se numește Călătorie Intențională și vorbim despre discipline spirituale, așa de repede trece timpul, mai avem doar două duminici. În afară de aceasta, ne apropiem de final. Evident că nu am putut și nu vom putea să studiem toate disciplinele spirituale, dar cred că la timpul potrivit vom discuta despre disciplina studiului, despre disciplina solitudinii sau despre disciplina simplității, ori despre cea a mărturisirii. Vorbeam în cadrul acestui studiu despre creștin ca despre un sportiv. Și spuneam că sportivul pentru a-și atinge ținta trebuie să fie foarte disciplinat. Creștinul trebuie să fie la fel. Știm foarte bine, vara aceasta va avea loc Olimpiada la Paris și sportivii ce participă la Olimpiadă se pregătesc patru ani de zile. În timpul acestei pregătiri, ei participă la concursuri eliminatorii, astfel încât numai cei mai buni și cei mai pregătiți vor ajunge acolo la Paris. Și diferența o face disciplina. De altfel, nu știu dacă te-ai gândit, dar discipol vine de la disciplină. Cu alte cuvinte, un ucenic este disciplinat prin definiție. El știe unde merge și se concentrează cu tot ceea ce este El pentru a ajunge acolo. E drept mântuirea, este prin Har, prin credință. Dar asta ar fi ușor dacă cu toții am fi Telharul de pe cruce. Telharul era pe cruce, l-a întâlnit pe Isus, a crezut și imediat când a murit, a ajuns cu El acolo în rai. Noi ăștia alați, care mai trebuie să trăim după ce îl cunoaștem pe Iisus, ne luptăm cu traficul, cu facturile, cu roborul, cu neamurile și noi trebuie să fim disciplinați și perseverenți prin disciplină. Vedeți, orice discipol se luptă ca să placă maestrului. La karate de obicei. Sau judo. Sau în orice altă meserie. Orice calfă, orice ucenic, orice discipol se luptă ca să, pleacă, să placă maestrului. Noi ne străduim să fim pe placul lui Iisus. Nu e așa? Pentru că îl iubim pe El. Zilele trecute la Conferința Libertate ne-am bucurat foarte mult de vremuri de împrospătare, de umplere cu Duhul Sfânt. Dar fiți atenți, Iisus a legat promisiunea venirii Duhului de împlinirea poruncilor. Ioan capitolul 14 spune așa, dacă mă iubiți, țineți poruncile mele. Eu îl voi ruga pe tatăl și el vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi pentru totdeauna, pe Duhul adevărului, pe care lumea nu îl poate primi pentru că nu îl vede, nici nu îl cunoaște. Dar voi îl cunoașteți, fiindcă locuiește cu voi și va fi în voi orice discipol se străduiește să fie disciplinat ca să placă stăpânului. Așa că să ne uităm în viața noastră și dacă ar fi să vă întreb, ok, ești un discipol, ești un ucenic, trebuie să placi stăpânului, trebuie să împlinești poruncile lui, care este cea mai mare poruncă? Unii ar spune să nu minți, alții să nu furi, alții uh, să, să de părinți, fiecare cu cel doare de obicei, nu-i așa? Unii mai biblicizați ar spune uh, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată mintea ta, cu toată tăria ta. Bă, asta e prima poruncă. Și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Asta este ceea ce Iisus a răspuns scribului care l-a întrebat care este cea mai mare poruncă. Însă eu vă întreb care este cea mai mare poruncă pentru noi, cei care trăim sub har. Cei care credem în Iisus, cel care a împlinit toate aceste porunci, oare care este cea mai mare poruncă pentru noi? Fiindcă, vedeți, prin credința în El, noi am devenit împlinitori ai legii, inclusiv al poruncilor. Pentru că noi am crezut în Cel care a desăvârșit și a împlinit toată legea. Ba, Hristosul în viață se arată uh, ucenicilor și le dă ultima, și zic eu astăzi, cea mai mare poruncă. Dacă deschideți în Matei, în ultimul capitol din Matei, capitolul 28, acolo găsim cea mai mare și cea mai ignorată poruncă. Ignorată de marea majoritate din creștinism astăzi. Versetul 18. Isus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și acum porunca. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin ultima și cea mai importantă porunca lui Isus pentru noi este porunca ucenicizării. Adică a face discipoli. Credincioșii lui nu mai trebuie să împlinească porunci ca să fie plăcuți lui Dumnezeu. Ei trebuie să trăiască cum a trăit Isus, prin credință și ascultare de cuvânt. Ei sunt plăcuți statului dar porunca lui Isus pentru noi, atenție, uite-te la mine, este faceți Mini-mii. Mini-mii, adică mai mici ca mine. Asta înseamnă. Iisus își dorește ca noi, în urma ascultării de cuvânt, în urma trăirii frumoase, să facem discipol care să semene cu el. Vedeți? este o disciplină uitată complet în cadrul românesc. Și asta, asta este disciplina uceniciei. Pe scurt, ce înseamnă asta? V-am spus eu și au auzit foarte des, mai ales dacă slujiți la Rema. Ce poți face tu, trebuie să înveți pe altul să facă. Pavel îi scria lui Timotei și îi spunea așa, și ce ai auzit de la mine, în fața multor martori? Încredințează la oameni de încredere, care să fie în stare să învețe pe cine? Pe alții. Cât de departe ajungeam ca mișcare evanghelică dacă se împlinea versetul acesta și dacă respectam acest îndemn al lui Pavel? Din păcate, noi toți, în loc să ne comportăm ca, ni ca niște apostoli, cum se comportă oare apostolii? Păi țineți minte ce spunea Pavel. Spunea, eu sunt, ga, eu sunt gata oricând să fiu turnat ca o jerfă de băutură, fiindcă clipa plecării mele este aproape. Asta scria Pavel lui Timotei. Așa trebuie să comporte un apostol. Cu gândul că oricând poate fi chemat acasă. Noi suntem aici străini și trecători. Noi, noi, noi locuim în corturi. Din punct de vedere spiritual, nu ne-am făcut casa aici, nu ne interesează pământul ăsta, trebuie să ne gândim tot timpul că dăm ochii cu Cel care ne-a salvat și ne-a chemat. Cu alte cuvinte, noi, nu, noi, noi ar trebui să ne comportăm ca niște apostoli cu mentalitatea aceasta, dar noi ne comportăm ca niște papi care vor fi în locul respectiv până nici măcar la adânci bătrâneți, până îl bagă în, între patru scânduri, până îl în groapă. Și asta nu e numai valabil numai pentru păstori sau uh, pentru orice domeniu a slujirii. Asta este valabil pentru noi toți. Făcând asta, ne îndepărtăm, prea iubiților, de intenția apostolică a misiunii noastre. Oriunde mă duc pe pământul ăsta, în orice țară mă duc, aud de nevoia extraordinar de mare de lucrători. Tot aud că nu sunt oameni. E greu să găsești slujitori dedicați. Păi noi trebuie să-i facem. Asta a spus Isus. Este responsabilitatea noastră. Mai mult este ultima și cea mai importantă poruncă a vieții noastre. Încă vedeți, viața noastră de credință, și v-am spus asta mai de mult, este ca o alergare cu ștafetă. Te-ai gândit vreodată că pentru ca Credința și ajungă la tine, a trebuit cineva să vorbească, a trebuit cineva să mărturisească, a trebuit cineva să fie transparent, vulnerabil, cineva care să ajungă la tine și să te asculte și să-ți vorbească despre Isus. Cu alte cuvinte, cineva să-ți dea ștafeta credinței. E bine, de la Apostoli din anul 33-34 încoace, ștafeta aceasta a tot fost predată. Și a ajuns la noi. Și noi avem această responsabilitate enormă, această mare și ultimă poruncă a Mântuitorului. Să o dăm mai departe. John Maxwell spunea, dacă alergi la o cursă cu ștafetă și alergi cel mai tare dintre toți, dar nu dai ștafeta, ai pierdut cursa. Majoritatea creștinilor pe care eu îi cunosc, și voi sunteți incluși aici. Nu se concentrează la acum dau ștafeta, mai departe, ci se concentrează enorm pe cum aleargă ei. Sunt îmbrăcat corect? Am adidașii care trebuie? Am șansele să ajung la final? Cum pot să ajung să fiu primul? Alții se tărie, dar se concentrează ca să termine. Însă foarte puțini oameni se gândesc la ștafeta pe care trebuie să o dea mai departe. Foarte puțini oameni creștini, cei care spună scuze din nou, se concentrează pe a da credința mai departe. Fiindcă suntem aici, ascultă-mă bine, fiindcă suntem aici pentru, pentru un timp limitat, pentru a face o diferență veșnică. Asta poți să o notezi, să o pui pe frigider. Ești aici pentru un timp limitat. Ca să faci o diferență veșnică. Asta este definiția vieții de slujire. Suntem aici pentru un timp limitat, dar ucenicul disciplinat este cel care va face o diferență. Ucenicul disciplinat. Realitatea este că majoritatea dintre noi ne frământăm, ne consumăm cu lucruri triviale, banale, fără importanță. Spuneam weekendul trecut aici, cred că la conferința Freedom. Dacă mergi acum la mall, orice cumperi de acolo, în cinci ani de zile, nu mai are nicio relevanță. Indiferent ce mergi să cumperi acum de la mall, în cinci ani de zile, nu mai are nicio valoare, nu face nicio diferență. Pentru că se învechește, te plictisești. Orice cumperi acum, în 5 ani de zile nu mai contează. Valoarea se pierde. Noi trebuie să ne investim timpul care este cea mai prețioasă, cea mai prețioasă valoare. Lucrul cel mai important din viața noastră este timpul. Noi trebuie să-l investim în oameni. Și acum gândește-te la ziua ta. Cum arată ziua ta? Pentru că știi foarte bine, în mare așa, grosomodo, cum se spune, dacă scazi, cât dormi, cât mănânci, cât conduci înainte, înapoi de la muncă, cât stai la muncă, prepararea mâncării, igiena și așa mai departe, personală. Dacă stai și scazi tot, să spunem că rămâi cu două ore pe zi de timp liber. Acolo e lupta. Ce alegi să faci în cele două ore? Alegi să investești în cineva. Unii merg la mol, nu i neapărat rău asta, dar nu e important. Alții au hobby-uri, nici asta nu i neapărat rău. Dar ca și cumpărătorile la mol în 5 ani de zile, nu vor mai conta, nu vor mai avea nicio valoare. Creștinul trebuie să investească în cea mai prețioasă resursă, cea care contează până la urmă, și asta este resursa umană. De asta cred că ucenicia este o disciplină spirituală. Și creștinul matur este intențional în a face ucenici. Oameni care să învețe de la noi, oameni care să crească și, la rândul lor, să facă o diferență. Știți, ultimul lucru pe care l-a avut Isus a fost ca ucenicii lui să fie cei mai fiind teologi. Deși au fost. Ultimul lucru pe care l-a vrut, vrut Isus a fost ca ucenicii lui să fie cei mai buni administratori cei mai talentați indivizi care să stea închiși într-o cameră și să facă de fiecare dată când unul se ridică aici să facă toți wow! Extraordinar! Ce talent! Ce har! Ce, 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 ce lucru extraordinar! Ultimul lucru pe care l-a vrut Isus este să stăm închiși într-o cameră siderați de înțelepciunea celuilalt. Și ca să se asigure că nu se întâmplă asta în anul 70, Titus a arat peste zidurile Ierusalimului. Cu alte cuvinte, i-a luat pe ucenici și i-a trimis în toată lumea ca să propovăduiască Evanghelia. El nu ne vrea închiși între ziduri. Noi cam asta am făcut. Ne-am închis în biserici, în denominații, în culte și am crescut așa de mari încât n-am mai putut să ieșim pe uși. Pentru că stăteam pe scaune și ne creștea capul. V-am mai spus de cei doi prinți care au moștenit un regat, și cel mai mare dintre ei, care trebuia să moștenească să fie regele, avea o problemă cu mâncatul. Și ăla, mai micul, foarte inteligent, înțelept, îi tot dădea în cameră de mâncare în fiecare zi. Și ăla mare, pentru că n-a putut să se abțină, a devenit așa de mare încât n-a mai putut să iasă pe ușă să intre în sala tronului și să fie întronat. Și ăla micu a moștenit totul din cauza că cel mare nu a putut să se abțină. Mi-e frică că în mare majoritate din creștinismul de azi arată ca prințul ăsta care nu mai poate să iasă, fiindcă stăm, ne îngrășăm din punct de vedere spiritual, ne facem capurile mari și nu mai putem să ieșim pe ușă. Asta este, este povestea tristă a multor biserici care nu mai pot ieși dintre ziduri azi Iisus, ca pe vremea lui Pavel, vrea ca noi să facem ucenici. Poate stai acolo și spui, stai că eu nu sunt păstor, nu sunt prezbiter, nu sunt lider de biserică. Nu, să știi ceva, și un licean poate să facă ucenici. Tu astăzi, dragul meu licean, student, ascultă-mă bine, tu astăzi care mă ascult și înțelegi, știi mai mult despre viață, mântuire, Dumnezeu, decât colegul tău care este dependent de gaming sau colega ta care ascultă Macarena. Tu știi mai mult. Tu poți să spui și poți să-i dai o lumină și o călăuzire. Tu poți avea o influență uluitoare în viața persoanei respective. Dacă aș ști câți oameni au venit să se boteze și în mărturiile lor au scris sau mi-au spus personal lucrul ăsta, la, la majoritatea asta am auzit. Pe când eram la, la părinții acasă, aveam în bloc o fată pocăită. La liceu sau în, în, în gimnaziu am avut o colegă de bancă sau un coleg care mi-a dat o Biblie. Toate poveștile lor încep așa. Odată, cineva a strălucit în viața lor. Dar pentru asta, trebuie să ai disciplina ucenicizării. Pentru asta, trebuie să înțelegi primul lucru pe ziua de astăzi, cu care vreau să rămâneți. Ca să faci ucenici, trebuie și tu să fii ucenic. Pentru că conceptual sună foarte bine. Dar vedem și experimentăm în viața noastră, falimentăm din ce în ce mai mult în a face ucenici. Nu poți spune altora să facă ceea ce nu faci tu. De fapt, poți să-i spui, dar n-ai autoritate. Știți că despre Isus, contemporanii lui spuneau, el predică, dar nu predică ca învățătorii noștri. El predică ca unul care are, spuneți voi putere. Cuvântul acolo este autoritate. De unde venea autoritatea lui Iisus? Vreau să spun ceva, în niciun caz din venele de pe gât, că striga tare. Unii fac confuzie, zic, cum a fost? A fost putere. Adică a urlat, a urlat până n-ai mai înțeles, nu ți-ai mai auzit nici gândurile. Nu, Iisus nu făcea așa, nu despre asta e vorba. Autoritatea lui, ști, știți de unde venea? Din faptul că el ce predica și trăia aia face diferența. Aia face diferența, da? Fariseii una predicau și alta trăiau. Știți cum se spune la români? Fă ce spune popa, nu ce, nu ce face. Acum e doar asemănare de nume care e doar... E pur întâmplătoare asemănare de nume. Ok? Dar ați, ați, înțeles care este ideea? Ca să faci ucenici trebuie să fii un ucenic. Pentru că să vă spun ceva, oamenii sunt cu ochii pe noi. Oricât ne străduim să le spunem despre apostol, despre evanghelii, dacă uităm să și trăim, mesajul n-ajunge nicăieri. Știți că majoritatea oamenilor, e statistic, demonstrat, majoritatea oamenilor din lume nu vor citi niciodată evangheliile. Știați asta? De altfel este și vorba aia. Cei patru apostoli au fost trei, Luca și Matei. Și acum sunt și braserii sau ce vând. Mă, dacă îi spui de Luca, se gândește la corn dog și la de -astea. Realitatea este că oamenii nu vor citi niciodată Evangheliile, însă toți se citesc pe tine. Toți se uită în viața ta, să vadă cum faci la stres, Să vadă când, când te ceartă bosul, cum reacționezi. Îl înjuri printre dinți sau îl binecuvintezi? Când se atinge cineva de dreptul tău, cum sari, cât de sus? Sau cum accepti? Ce demnitate ai? Dacă cuvântul tău este cuvânt, daul tău este da și nu este nu. Ascultă-mă bine ce spun. Toți ce citesc, te citesc pe tine, ești a cincea evanghelie. Se uită la viața ta, se uită la cuvântul tău. Să nu ne mințim singuri. Dacă la stres, în momentul de criză, mă comport ca unul din lume, înseamnă că sunt în lume. Dacă în timpul liber merg unde merg ei, înseamnă că sunt ca ei. Indiferent ce spun că sunt eu. Ca să faci ucenici, trebuie să fii unul. Iisus întreba, Oare poate un orb să călăuzească pe alt orb? Nu vor cădea amândoi în groapă? Bineînțeles, întrebarea este retorică. Ucenicul nu este mai presus decât învățătorul său, dar orice ucenic desăvârșit va fi ca învățătorul său. Ca să poți să faci ucenici, trebuie să trăiești ca Isus trebuie să fii un om serios, un om de cuvânt. Atunci când oamenii se uită la viața mea să spună, da, este interesant. Ciudat, dar interesant. Așa spuneau și despre Isus, ciudat, dar interesant. Așa spuneau de apostoli, ciudat, dar interesant. Vreau să ascult ce are de spus, pentru că are putere, are autoritate, are substanță. Mă interesează. Și ca să ai această disciplină, în primul rând trebuie să fii ucenic. Apoi, în al doilea rând, trebuie să ai mentalitatea împărăției. A multiplicării. Să înțelegi că ești parte din trup. Și că nu ești principala parte. Noi credem despre noi că ce facem noi e cel mai important. Vedem asta întotdeauna. Ce fac eu e cel mai important. Nu, ești doar parte din trup. Și toți suntem aici pentru a ne multiplica, a crește numărul celor mântuiți. Despre Isus se spune că a făcut cele mai mari lucrări spirituale. Nimeni n-a făcut ceea ce a făcut El. El a vindecat bolnavi, El a curățit leproși, El a scos demoni. Apropo, știți că până la El niciunul n-avea putere și autoritate să scoată demoni. Nici Ilie, nici Moise, nici unul. El a fost singurul, primul Isus care a avut această autoritate. Mai mult, el chiar a înviat pe oameni din morți. Și totuși, le spune ucenicilor la un moment dat, voi trebuie să aveți mentalitatea împărăției. Cum adică? Auzi ce le spune ucenicilor. Adevărat, adevărat vă spun, că cine crede în mine, Va face și el lucrările pe care le fac eu. U. Uh. Asta e asta mare lucru. Mare lucru. Să faci lucrările pe care le-a făcut Iisus, Ba, încă va face altele și mai mari decât acestea. U. Uh. Pentru că eu mă duc la Tatăl și orice veți cere în numele meu, voi face pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul noi, adică voi, spune Iisus, veți face lucrări mai mari ca El. Acum că vorbea de cantitate sau de calitate, asta este altă discuție, altă predică. Ideea de bază este, el a avut această mentalitate a împărăției, a multiplicării. El n-a zis niciodată, ceea ce am făcut eu nu o să poată face nimeni. Uitați-vă la mine de jos în sus, pentru că nu aveți nicio șansă să ajungeți unde am ajuns eu. El spune, nu, eu mă duc la Tatăl. Eu mijlocesc la Tatăl, ce veți cere numele meu, El va face, Tatăl va face. Prin urmare, tot ceea ce facem noi astăzi este mijlocirea lui sus și acțiunea noastră. Asta este, asta este jobul unui ucenic. Dar această mentalitate a împărăției, a multiplicării, trebuie să o avem pentru ca să facem și noi ucenici. Nu contează cât sunt restaurați, nu contează prin cine vine mântuirea, contează ca să ne multiplicăm. Orice fac eu în biserică nu este așa de important, este important rezultatul de astea prin echipele de la Rema, când începe cineva să se comporte ca și cum el e centrul și debordează așa un aer de vedetă, îl sfătuim energic așa să stea pe bancă și să se pocăiască. Uh -huh. Unul singur e cel mai mare aici, numele lui este Isus. Noi toți suntem uneltele în mâna lui. Indiferent dacă predic, cânt, donez, organizez, fac cafea, sau au dat cu mătura. Eu sunt parte din acest angrenaj care se numește împărăție și prin slujirea mea contribui la multiplicare. Asta este mentalitatea împărăției pe care Iisus și-o dorește ca toți să o avem. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și pe, dacă o ai, atunci începi și tu, la rândul tău, să faci ucenici. Numai că această mentalitate a împărăției, și această asemănare a noastră cu Isus, hu, costă. Costă. Este un cost a uceniciei. Haideți să vedem cât l-a costat pe Isus. A făcut ucenici, a investit în ei trei ani și jumătate. A stat tot timpul cu ei. i-a păsat, i-a hrănit, le-a vindecat soacrele. Asta s-ar putea să fost în defavoarea lui. Da, vorbim despre asta altă dată. Le-a schimbat viața și ce a fost la final? Unul l-a vândut, unul l-a trădat, în clipa cea mai grea a lui, toți au fugit. Toți au fugit. Asta spune Scriptura. A rămas singur. În ceasul încercării, nici măcar unul nu era acolo cu el. Pentru că, vedeți, ucenicia costă, dar până la urmă se merită. Dacă ar fi să mă iau după dezamăgiri, după trădări, m-aș fi oprit de mult. Nu de mult cineva m-a reproșat în birou că am prea multă încredere în oameni. Și am dat dreptate. Nu se poate face ucenic fără încredere. Și asta te face vulnerabil și pasibil la durere și dezamăgire. Însă vreau să spun ceva. Nu-l poți învăța pe copil să meargă pe bicicletă dacă nu-i dai bicicletă. Cu siguranță ți-o va băga în gard. Logic. Șansele sunt foarte mari că va cădea cu ea și o va zgâria. Dacă copilul nu poate să învețe să meargă pe bicicletă de pe YouTube, omul nu poate să devină ucenic dacă nu-i dai voie să greșească. Și greșelile astea te costă pe tine. Însă, Isus ne-a chemat să fim. Așa cum a fost el. Cel mai greu lucru este lucru cu oamenii. Dar și cel mai satisfăcător. Am un tovarăș de lucrare în Arizona. Oh, a fost la viața lui un om puternic, masiv. Avea un, um, un auto-shop. Um, Tine de asta auto. M-am văzut cu el acum în Arizona când m-am dus în ianuarie. Um, a avut un AVC și acum este încărus cu rotile. Și ne-am amintit despre timpurile când eram împreună. Țin -mi când mă întâlneam cu el, îmi întrebam, frate Petre, ce faci, cum ești? Și spuneam, mă lup cu fiarele din Arizona. Fiarele, adică îndrepta îndreptat fiarele la mașină. Și spuneam, ha, și înseamnă că e muncă grea. Zice, e grea, dar nu e mai grea decât lucru cu oamenii. Ca la metal îi dai câteva ciocane, stă acolo, nu mai mișcă. Cu omul, cu omul, e mult mai greu. Costul la care ne cheamă Iisus, este lepădarea de sine. Iisus le-a spus ucenicilor, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Nici spunea că tu ești cel mai mare dușman și avea mare dreptate. Cele mai mari prostii le-am făcut din cauza mea. Nu că m-a pus cineva, m-a silit cineva, m-a împins cineva. Da? Nu m-au unii spun, nu, tu nu știi, nu m-au iubit părinții. Alții spun, bă, tu nu știi unde am crescut eu. Nu, nu, nu cele mai mari prostii le-am făcut în cauza mea. Blaise Pascal a scris, toate problemele omului vin din inabilitatea lui de a sta liniștit în cameră. Nu, nu, nu suntem capabili să stăm liniștiți în cameră. Trebuie să, trebuie să ieșim și să facem, să facem prostii. Înainte de a forma oameni, atenție, trebuie să ne formăm după modelul lui Isus. Pavel ne chema la țelul Evlaviei. Asta este Eusebia, asemănarea noastră cu Dumnezeu. Și spunea el, ferește-te de miturile lumești și băbești și disciplinează-te în ce privește Evlavia. Disciplinează-te. Asta, când auzi disciplinează, -te", te gândești la un sportiv care se pregătește pentru olimpiadă. În zilele noastre, biserica are nevoie de oameni plini de curaj de oameni care, pentru a elibera pe alții, trebuie să fie ei liberi. Însă ne lipsește coloana vertebrală și curajul de a ne infiltra în această cultură și a da ștafeta mai departe, a, a preda această mentalitate a împărăției, a multiplicării, pentru că absentă din viața noastră este disciplina. Disciplina care ne permite să mergem, lepădându-ne de noi pe urmele lui Isus. Pentru că ucenicia costă și un preț pe care mulți nu vor să-l plătească. Ucenicia costă, ne costă propriul eu, pentru că suntem prea plini de noi. Și ca, ca Păstor, văd asta frecvent. Unii vor ajunge la biserică duminică atâta timp cât nu vine o ofertă mai bună. Dacă e prea urât afară, stau acasă. Dacă e prea frumos afară, stau afară. Nu? Dacă sunt prea supărați sau sunt prea bucuroși. Nu? Ce sens are să vin? Căsnicile se prăbușesc pentru că e greu să le faci să funcționeze. E, mul e muncă multă. Jurămintele sunt de durată până nu mai vrem noi să mai fie. Răspunsul, atenție mare, este întotdeauna disciplina și negarea propriului eu. Iisus descrie ucenicia în termenii lepădării de sine. Ucenicii sunt cei care trebuiau ei înșiși să-și acrucea și, și să-L urmeze pe Domnul. Credința adevărată nu este doar o schimbare a anturajului, deși și asta este importantă, ci să ne întoarcem de la propria noastră slavă, de la propria noastră neprihănire, pentru a căuta slava și neprihănirea lui Isus. Asta este credința adevărată. Iisus nu este cel mai important, prioritar, El este centrul și toate spițele vieții noastre ar trebui să se miște în jurul Lui. Pavel prezintă calea uceniciei în termenii disciplinei. Auzi ce îi spune Timotei? Fiindcă antrenamentul trupesc este de puțin folos. Dar Evlavia este de folos la toate având o promisiune a vieții care este acum și a celei care vine. Această disciplină implică să rămânem fermi în ceea ce credem, să rămânem disciplinați și fideli unei vieți de ascultare în dragoste pentru Domnul nostru Isus Hristos. Însă cum ne putem disciplina pentru a face ucenici? Cheia este întotdeauna Hristos. El îi scria lui Tit așa, căci Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să renunțăm la un comportament lipsit de evlavie și la poftele lumești și să trăim în veacul de acum, adică în societatea asta. Într-un mod cumpătat, drept și evlavios, în timp ce așteptăm împlinirea fericitei noastre speranțe și manifestarea gloriei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un popor care să fie a lui, plin de zel pentru fapte bune. Asta este descrierea unui ucenic. Costul uceniciei este mare, dar este cea mai bună investiție. Pentru că, și ascultați-mă bine, mă apropii de final, pentru că cu ea, pe lângă durere și suferință, aduce greutatea gloriei. Greutatea gloriei. Auziți ce îi spunea Pavel Corintenilor? Căci întristările noastre ușoare de o clipă. El face o comparație între necazurile și întristările de acum și bucuria viitoare. Și spune, întristările noastre ușoare de o clipă. Asta este tot ce experimentăm noi pe pământ. Tot, chiar și cel mai greu lucru pe care l-am experimentat vreodată, se califică la încercările, întristările noastre ușoare de o clipă. Nu sunt ușoare pentru că, pentru că le ignori, ci fiindcă ele în timp sunt de o clipă față de eternitatea care ne așteaptă întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi. Auziți? Chiar cel mai greu lucru care ți s-a întâmplat lucrează pentru tine, nu împotriva ta. Ce lucrează tot mai mult? O greutate veșnică de slavă. C.S. Lewis a scris o carte numai din versetul ăsta. Se cheamă The Wave of Glory. Te invit să o citești. Este genială. The Weight of Glory, Greutatea Slavei, Greutatea Gloriei. Da, este o greutate a Gloriei lui Dumnezeu. Gloria este tot ce este mai frumos și tot ce este mai frumos cântărește. Te-ai gândit vreodată la asta? Aurul e greu, mă. E greu. Materialul prețios este greu. Are, are o glorie, are, are o greutate. Tot ce este frumos cântărește greu. Nu este ușor, este greu. E frumos să fii un tată responsabil, dar e greu. Când alții se uită la meci, tu schimbi pe împărși și o lași pe soție să se odihnească. E frumos să fii soție de nădejde, dar e greu. Când unele sunt la shopping, tu slujești familia. Mhm. Uh -huh. E frumos să investești în alții, că vorbim despre ucenici. Nu prea ai timp de hobby-uri, dar hai să spun ceva. La înmormântarea ta nu vor plânge hobby -urile. Și nici diplomele nu vor plânge la înmormântarea ta. A, oh, voi vă uitați la mine ca și cum nu credeți că va veni înmormântarea voastră? <laughs> cum să nu vină? Bineînțeles că vine. Și calcă tot în picioare. La înmormântarea noastră nu vor sta hobby pe scaun să plângă după noi și să laude pe Domnul pentru viața noastră. Și vor sta oamenii în care noi am investit. Oamenii pentru care ne-am luat o pauză, oamenii pentru care am suferit. Pentru că vezi, disciplina uceniciei este strâns legată de viața ta. Auzi ce spunea Isus în Ioan, dacă îmi slujește cineva, să mă urmeze. Și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, tatăl îl va onora. Te-ai gândit vreodată la asta? Pentru că noi uităm numai la cât de greu este, cât de mult ne costă. Și uităm că ceea ce spune Pavel este așa de adevărat. Cine mă slujește, va fi onorat de tatăl. Cum adică cum să fiu, cum, 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 voi fi eu onorat de tatăl. Hai să vedem cum era onorat un slujitor la curtea regiului. Omul un rege oarecare, da? În Estera 6. Ce trebuie făcut pentru omul pe care împăratul dorește să-l onoreze? Și auzi răspunsul lui Haman. Omul pe care împăratul dorește să-l onoreze, să-i se aducă mantia imperială cu care se îmbracă împăratul. Calul pe care călărește împăratul și se, se pună pe cap cu una împărătească calul și haina să fie date celui mai nobil dintre demnitari împăratului, iar el să-l îmbrace pe omul pe care împăratul dorește să-l onoreze, să-l plimbe călare pe cal prin piața cetății și să strige înaintea lui. Așa se face omului pe care împăratul dorește să-l onoreze. Dacă așa era onorat un dregător la curtea unui împărat, oare cum ne onorează Tatăl Ceresc pe noi. Ascultă-mă bine, disciplina uceniciei îți va aduce onoare și cinste. Vei fi onorat, vei fi iubit, vei fi respectat și onorat în cer. Nimic nu este mai valoros decât să investești în oameni. Și asta, cum spuneam la început, este o disciplină uitată. Cu ceva timp în urmă, am zis toți ăștia câștigă la criptomonede, hai să bag și eu ceva bani acolo. Și am băgat 100 de euro în două monede. Pentru că nu cred în îmbogățirea peste noapte, este și, și nici Biblia nu crede în ea. Zice că îmbogățirea binecuvântată este doar o acumulare. Nu scrie, du-te și citește și ai să vezi că așa e. Aia care vine peste noapte, criptomonede, bitcoin și toate alea, e un vis care nu ține decât o ploaie. Și nu poate să aducă o avere mare decât decât distrugere și blestem. Da? Am zis, ac și eu aici două, o să vezi. Și pentru că n-am băgat puțin și nici nu le-am urmărit, nici n-am câștigat nimic. Da? Dar astăzi vreau să spun de o monedă în care dacă investești, cu siguranță vei câștiga. Și ea online, ascultați-mă bine ce vă spun. Acum e momentul vostru. Pregătiți portofelele. Moneda care nu se devalorizează niciodată și pe care o luăm cu noi în cer este omul este omul. Când vorbim de bogățiile pe care le vom duce cu noi în cer, se gândește cineva la beton, lemn, aur. Vreau să spun ceva, pe aur vei călca în cer. În cer aur nu va fi podoabă, aurul va fi pa, pavaj. Pavaj se rele, va fi aur. Așa scrie acolo. N-am inventat eu, asta este realitatea. Dacă vrei să câștigi de fiecare dată, investește în oameni. Fă ucenici, fă o diferență veșnică în viața cuiva. Asta îți va aduce satisfacție. Timpul tău limitat va fi folosit util și atenție, greutatea gloriei care te va însoți va crește exponențial. Știi ce înseamnă asta? Va crește valoarea ta. Va crește valoarea ta. Când vei intra într-o cameră, oamenii se vor ridica în picioare. când îți vei pleca genunchiul, cerul te va asculta și va sări să te ajute. Pentru că tu ești nu numai un investment, ci ești unul care investește în alții. Când investim în ceea ce este important, ne crește și nouă valoarea. Asta îți va aduce satisfacție, timpul tău limitat va fi folosit util și greutatea gloriei te va însoți. Investițiile care nu se depreciază, ci cresc întotdeauna în valoare. Și acum uite-te la viața ta. Suntem pe final, ne pregătim să, să ne rugăm, să cântăm, dar uite-te în viața ta. Care este omul pe care Dumnezeu l-a așezat în sfera ta de influență și care trebuie să devină investiția ta? Dacă ești mai în vârstă, orice tânăr. Care este doritor, la care nu vrea. Știți cum spunea poetul, ăla care știe se întâlnește cu ăla căruia nu-i pas. Nu se întâmplă nimic. Dar dacă ești mai în vârstă, sunt oameni în jurul tău care sunt dornici să învețe. Dacă ești tinerel, oricine mai tânăr, care tot este doritor, dacă ești mamă de copii mici, ei sunt în primul rând investiția ta. Ei vor crește spiritual atâta timp cât tu vei investi în ei spiritual. Ce spuneam la început? Suntem aici temporar pentru a face o diferență veșnică și facem asta prin disciplina uceniciei. Și acum să răspundem la întrebarea de la început. De ce nu funcționează ucenicia ca disciplină în viața noastră? Vă anunț ca la medic. Asta o să doară. Pentru că noi nu suntem ucenici adevărați. Am venit la biserică, trebuie să ni se spună adevărul. Știu că doare, dar trebuie să spunem. Știi că ai gripă dacă ai dat-o altuia. Așa spunea vreun brand. Dacă ești creștin, dai și altul, creștinismul. Nu poți să ții numai pentru tine. Unii poate ați auzit de exemplul ăsta. Dacă strâng portocala asta, ce este din ea? Suc de portocale, nu? Am vreo șansă, dacă o strâng, să iasă suc de mere. Sau suc de morcovi. Am vreo șansă? Nu. De ce? Pentru că este e conținutul ei. Portocala are în ea suc de portocale. Acum hai să extrapolăm la viața ta. Când ești lovit, ce iese din tine. Când ești pus la colț de viața asta care n-a fost dreaptă cu tine, ce iese din tine? Știi ce iese din tine? Dacă iese din tine amărăciune, judecată, cuvinte grele, jignitoare, din tine iese ce este în tine. Asta e realitate. Nu poate să iasă din tine ce nu este în tine. Are cum? Noi facem ucenici prin puterea exemplului, nu prin cuvinte. Cuvintele și-au rolul lor și rostul lor. Dacă te uiți în viața ta și nu ai ucenici, nu ai oameni pe care înveți, oameni în care investești, înseamnă că trebuie să lucrezi la ce este în tine. Când ești rănit, când ești trădat, ce iese din tine? Pentru că ăla ești pe scurt, tu vei face un ucenic după asemânarea ta. De asta, părinților, copiii vorbesc și se comportă exact ca noi. Exact ca noi. De obicei nu ne place că nu iau ce bun, nu? Când nu se comportă cum trebuie, îți ca tine, când se când îți premiați, se ca mine. Nu? Dar de asta nu ne place Însă realitatea este că inspiri prin ceea ce ești. Inspiri prin ceea ce ești. Asta este adevărul. E vremea să înțelegem și să nu mai mințim. Inspiri prin ceea ce ești. În casă, la lucru, în trafic, la cozi, pe scarea blocului. Ai să spui, Cristi, stai că tu nu știi ce soartă nedreaptă am eu. Vreau să-ți reamintesc că Isus a fost copilul nelegitim a unei adolescente. Nu-l auzim niciodată să se plângă niciodată. Ai să spui, tu nu știi durerea mea, nu ai cum să o înțelegi. De asta mă doare și strig. Iisus pe cruce, în cea mai mare durere, a spus, Tată, iartă -i că nu știu ce fac. Ai să spui, nu, 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 înțelegi trădarea. Trădarea. Iisus a fost trădat de ucenici și ultimul lucru pe care le spune este ce? Cea mai mare poruncă pentru noi, faceți și voi ucenici. Ucenicii au reușit să schimbe lumea fiindcă au călcat pe urmele lui Sus. Și noi astăzi suntem chemați, în anul 2024, să călcăm pe urmele lui. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Oricât de anevoios și greu este, oricât de complicat este pentru fiecare dintre noi să facem ucenici, atenție mare, asta este o disciplină pe care trebuie să o avem în viața noastră trebuie să ne dezvoltăm o mentalitate a multiplicării a împărăției, oriunde ne uităm să vedem potențialii ucenici oameni care se întoarcă la Dumnezeu îmi place de cei care vorbesc în credință și nu vorbesc despre cei credincioși și cei necredincioși și spun cei credincioși și cei care vor deveni credincioși asta este o vorbire a credinței și îmi place să stau între oameni din ăștia oameni care vorbesc Cuvintele credinței, oameni care mă influențează și pe mine să cred și să investesc în ceilalți. Vreau să te uiți în viața ta, în ceea ce se întâmplă în anturajul tău, în sfera ta de influență. Dar înainte de toate, să te uiți ce este în tine. Trebuie să fii un ucenic ca să faci un ucenic. Trebuie să te lepezi de tine ca să poți să-l convingi pe altul să-l urmeze pe. Isus, de la lideri până la adolescenți sau mame care cresc copiii singure, atenție mare. Disciplina uceniciei este o poruncă și o putem promova în viețile noastre atunci când mergem după Isus. Amin?